ascultă-l pe Udilă. Salut, sunt Dragoș, Udilă. Am ajuns la Udilă! Am 24 de ani, sunt din Iași și sunt elev la un liceu industrial, la cursurile de seral. Bună seara! Bună seara, Loverboy! Ce faci? Păi la audiții. Și te cheamă? Dragoș, Udilă. Dragoș, Dragoș. Scuze. Da, Udilă, mare golan în viață. Foarte sigur pe tine a intrat. Aproape că nu simt nicio emoție, așa ești. Sunt. Oricum, le maschez frumos. Visul tău, suprem. O să râdeți, dar cred că aș vrea să fiu fermier. Aplauze, rușine să fii fermier, frate. Serios. Mie îmi plăcea de Udi că avea un vis, să se facă agricultor. Ce vrei să crești în fermă? Deci, nu la nivel industrial, doar de familie, să învăț să pescuiesc, să vânez, să cultiv. Deci vrei să trăiești bio. 100 de ani bio, fermier, aer curat, curceluși, văcuțe, găinușe. Ceva de genul. Rar mi-a fost dat să văd un om că vine cu un vis. Dom'le, vreau să câștig, știu că sunt bun. Și drept dovadă a făcut treabă și după concurs. Dar uite, am ideea asta, vreau să-mi fac o fermă. Să mă retrag acolo cu iubita vieții mele. Stăteau o săptămână, dar după aia se plictisea. Nu, în sensul că mai bine să facă muzică. Care e cea mai mare realizare a vieții tale? Am. Când m-am născut? Asta nu e o realizare, e un fapt. Cu tatuajul ăla, ce ne facem cu el? S-ar supăra tatăl meu, dacă acum, dacă ar vedea. Pentru că nu... Nu-i place că ți-ai făcut un tatuaj? Bă, da, ți-am, mai eram la vârsta când... Ce acolo trebuie? La fermă oricum nu te vede nici naiba, adică... Dragoș, ridică tricou, lasă discuție. Hai, sus tricou, sus tricou, sus. Povestea tatuajelor e simplă. Teribilismul vârstei, anturajul, jungla de beton în care trăim. Am călătorit, am făcut... mai multe lucruri și bune și rele și Dumnezeu m-a întors și mi-a arătat. Am ales să trăiesc cât mai simplu și să folosesc muzica ca un mod prin care să pot să mă exprim. Ce muzică îți place? Personal îmi place muzica neagră. Soul, reggae, jazz. Muzica maro, nu. Neagră. Să fie neagră în cerul gurii, neagră de tot. Vom începe cu... sedativul. Are umană. Hipnoza, începe hipnoza. Foarte bine. E un timbru colorat, e recunoștibil, e talentat, e bun, are atitudine. Yes, I'm feeling you, it's true. Just an old sweet song. It was yours, just on my mind, on my mind. Ce mi-a plăcut? Că-ți pupai tricoul tot timpul acolo, nu știu ce. Făceai așa, nu știu, la tricou, aveai aici, în dreapta, așa. Câteodată te mișcai de parcă erai boxer, înțelegi? Da, pot să spun și ce mi-a plăcut? Adică vreau să spun de la obraz. Tu nu o să ajungi niciodată fermier. Nu o să înveți niciodată să crești animale.
No, poate doar așa, dacă o să fie așa. E cea mai mare provocare. Un superstar să-ți faci tu ferma ta, cum și-a făcut-o unul pe la țară, așa, și-a vrut să împuște niște lei pe acolo, treaba lui. Deci, nu știu, să pescuiești, vinul la mine, la lac, că nu e nicio problemă, te lasă acolo. Cea mai mare plăcere. Dar tu nu o să fii fermier niciodată în viața vieților tale, după părerea mea. Pentru că a mai fost unul înainte ta așa, dar ești al doilea personaj care m-a făcut, uite, să mă treacă așa fiorii, bă, aici, Georgia, se ducă până în călcâie. Îmi place foarte tare despre Matale. Mersi. Și știi ce îmi place? Că te pierzi acolo, ești în lumea ta și pleci și te duci și te... Chiar vreau să te întreb, ce simți așa când cânti? Unde te duci? Vin, plec, mă întorc la voi, mă întorc la public, mă întorc la chiria care trebuie să o plătesc, mă întorc la... Bravo, Dragoș! Bravo! Budilă nu era neapărat un mare cântăreț în viață, dar avea talent de vrăjitor. Simțea, făcea, dregea. Bravo! Îmi place, de la început la sfârșit. Asta înseamnă să te urci pe scenă, să faci figuri, să-i cumperi pe toți și să-ți iei verdictul. Verdictul meu este da. Mersi, fain. 100% da. Oricum, a fost foarte tari în sezonul ăla concurenții. M-ai rupt. Pentru că n-am auzit pe nimeni așa feelingos și atât de jazzy și atât de... Și atât de să trăiască piesa și să fie acolo. Și ai avut o atitudine destul de neagră, ceea ce mi-a plăcut iar foarte tare. Fabulos. Răspunsul meu este da. Răspunsul meu este de 3 ori da și pleacă repede de aici, 3 de da. 3 de da, ne vedem în bootcamp. Udile, un exemplu de concurent X-Factor care nu a câștigat acest concurs și totuși e un om prezent pe radio, îl vedem, eu am o piesă cu el. Senzațional, deci bun. Mi-a plăcut cel mai tare, bun. Pe cuvânt. Bun. Foarte bun. Uite, am uitat să-l întreb de unde e. Ce mai contează? E de pe aici. Nu voi să te pup. Nu, te rog, fără pupături, fără de alea, fără, te rog, fără. Scena muzicală din România, bună, rea. Te alegi sau nu te alegi? Stand up for your right, people of Romania, get up and stand up. It's time to don't give up the fight. Peace. E atât de bun încât n-am putut să mă abțin și de ce nu am colaborat și colaborăm în continuare. Tot cântăm. E invitatul meu și acum în concerte mereu.